Salutare lume și bine v-am găsit la un episod mai special de data aceasta. Vrem să facem un experiment social, să vedem cum interacționează lumea la furtul unei biciclete. Voi pune două persoane inculpații care vor sparge așa zisele biciclete. Vom pune o bicicletă în mai multe poziții și alta tot în alte poziții, iar eu cu Adrian vom fi victimele, pot spune. Vom merge să legăm bicicleta, vom vedea ce reacție vor avea persoanele. Voi monta un GoPro pe Codrin, eventual pe Mario, și să vedem și ce reacție a feții vor avea aceștia, dacă vor interveni, dacă vor chema poliția, dacă vor opri așa zisul furt. Haideți să vedem și sunt curios să... De ce se va întâmpla? Dacă va da randament, dacă lumea interacționează și sare în ajutorul comunității. Haideți să vedem. A venit momentul, mergem să legăm și bicicletele. Vrem să vedem reacția oamenilor. Adrian, ai așteptări de a interveni lumea? Sincer, nu prea. Nu prea ai așteptări, nu? Nu. La care stăpi le punem? Ăla din colo, de acolo. Da. Hai pe aici. Nu știu ce așteptări va avea lumea. Sunt foarte curios dacă lumea va interveni la acest, pot spune, experiment. Legăm acolo. Este foarte multă lume în parc, după cum se vede. Haideți să vedem aici dacă e ok. La Adrian leagă și tu bicicleta acolo. Din bancă sau? Da, din bancă. Imediat vor veni și Mario cu Codrin pentru a interveni. Asta de care? De coborâre? Da. Și unde v-a dat cu ce mă ta? Trebuie și mai multe zone. Și asta spre ce ai scut ăsta? Eu nu știu, nu sunt ale noastre, sau unui prieten și de asta. Noi le-am luat să ne plimbăm. Foarte tare. Mulțumim. Da, la plus bun. Te-am să mă uită. Da, și eu, frumos. La bicicletă. Nu, că trebuie să ne întâmplă. Păi! E de încerdeală. Să tu s-o pus să uita la bicicletă. Era omul ăsta cu ei. La... Alu, Mario? Și aia care se închide alu Cosi. Ia, stai cu ajuns. Ia uite pe ăștia. Așa, bravo băieți, bravo. Facem astea? Genial, ești genial. Hai bă, că nu mergi. Mergi, bă. Bă, ești prost, cum treci pe lângă ei. Bă, ești prost. Uite și asta. Bă, eu cred, bă. Bă, n-ai cum, deci în Bacău, dacă ți-ai lăsat bicicleta. Îi mai dă însă, merge la cealaltă. Merge la cealaltă. Lasă, hai să mai stăm la cealaltă. N-am putut ăla. Obosiva, să zic. Hai, dă-i repede. Stai, fii atent, că se uită omul ăla de spate. S-a zis, desfăcut, bă, că rost. Hai, gata, ia-l. Hai, bă, cum mergi? Ia asta. Din păcate, nu a interacționat nimeni cu inculpații. Vom trece la următoarea locație. Aici suntem în zona parcului Cancicov, la zona de table. Vom trece în altă zona a parcului. Haideți să vedem cum va da randament. Mm-hmm.
Stai, mă, stai, de acolo. De acolo, dă-i că mergi, dă-i. Dă-i, mai dă-i. Mai dă-i. Ia-o și pleacă. Dă-i pe ea. Nu știu de ce, dacă ziceam acum mă opream și mă lua la punct și ziceam că e camera acolo, îi arătam și ala nu știam să vede, că nu se vedea camera. S-a văzut camera vreo leacă. Mamă, dar ce bine se vedea. Bă, deci cred că de acolo, dacă mă lua unul la punct și ziceam că camera acolo, nu vede nimeni camera. Ia, ce-ți mai hai pe aici, hai ceva. Nu mai râde, bă. Păi iar mă bufă nectele să vă... Tu pleci pe, da? Nu mai ridi, bă, bulagiule. Da, făcurea. Dar că dacă... Nu mergi, bă. Hai, bă, dă-i. Nu mergi, bă. Dă-i, bă, acolo. Nu mergi, bă. Hai, poate vine aia înapoi. Hai, dă-i. Dă-i acolo, repede. Dă-i, bă. Mai deschid, tare. Nu, tăgeria mai tare. Lasă-o. Uite cum s-a uitat ăla, bă. Uite cum s-a uitat ăla, ia ghirna, nu? E profa mea de sport. Și-a trecut pe lângă noi și-a văzut cum ciorgeam bicicleta. E pe hamă de sport. Îi vede ăsta din dreapta, bă. Hai, dă-i, mă. Bă, e dreapta, dă-te, bă, îi vede ăsta. Hai, bă. Stai. Adi, băi, nu mergi. Zici tu ceva. Uite ăsta cum stă să uite la noi cu aia. Nici nu se uite la noi. Doar la acolo. Da? Lasă legat, nu știu. Hai, ia bicicletă. Baga asta. Hai, ia bicicletă.
dor sau ceva? Să uită la. Uite ea cum se uită la, uite cum se uită la bicicletă. Du-te și de scaun. Ți dau GoPro-ul ăsta. Nu, nu o să zic nimic. Ei bine, aici se încheie experimentul de astăzi. Se pare că nu a intervenit nimeni. Sculele și-au făcut treaba. Am spart, cei doi au spart câteva lacăte șufe. Din păcate nu a intervenit nimeni. Mă așteptam mai mult la ultima spargere de la bănci unde era domnul acela. Din păcate nu a intervenit chiar nimeni și îmi pare foarte rău că trăim într-o societate ca aceasta. Vă mulțumesc mult și gândiți-vă încă o dată unde lăsați bicicleta încuiată, pentru că vor exista de ăștia cu papagal de ăstea care vor sparge așa zisele încuieturi de bicicletă. Vreau să-i mulțumesc lui Cosmin Coteanu, persoana care îmi este alături și m-a ajutat cu acest videoclip. Vreau să mulțumesc băieților Codrin, Mario și Adrian pentru acțiunea făcută de ei și ne vedem pe data viitoare. Vreau să vă văd și părerea voastră despre acest experiment. V-am pupat, pa, pa!